ceea ce lipsește în mediul online sunt mărturiile noastre personale. Deoarece dacă îi spui unei persoane, uite, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, va putea spune, da, nu pot să cred o carte oarecare, dar când vii și spui că Biblia ți-a schimbat viața și cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește în fiecare zi și experiențele pe care le trăiești zilnic cu Dumnezeu, cred că ar putea avea un impact mai mare decât să-i spun un verset și cred că ar fi mie să-i spun o trăire cu Dumnezeu pe care am avut-o.